Salutare și bine te-am găsit la un nou episod. Dăm startul la o serie de clipuri de pe coasta de vest a Americii în decursul unui tour timp de 9 zile. Și o să vizităm Las Vegas, Los Angeles, San Francisco și alte locuri din împrejurim și o să recam ce se poate vizita pe aici. Pentru primul episod, Las Vegas. Și începem turul cu hotelul Bellagio, un hotel emblematic al Las Vegasului, datorită fântânilor arteziene amplasate în fața acestuia, care oferă câte un spectacol la fiecare 10 minute, jeturile acesteia fiind controlate pe ritmul melodiilor redate. În față se poate vedea și hotelul Paris, cu o replică a turnului Eiffel și a Arcului de Triumf. Foarte multe hoteluri de aici au o tematică aparte, reprezentând diverse orașe ale lumii. O să facem turul cu cei de la Wild West Tour și pentru început o să fim cazați în hotelul Stratosphere din Las Vegas, unde vă recomand să urcați până în turn, pentru că o să aveți o privire foarte frumoasă asupra orașului. Dacă toți suntem cazați la Stratosphere, o să urcăm și în turn, care are înălțime cam de 1100 de pași. Biletele au fost mult mai ieftine din moment ce sunt cazați aici, $10 de persoană. Și aici e comparație cu alte turnuri celebre. Jos se poate vedea și The Strip, bulevardul principal din Las Vegas. Un alt hotel cu tematică este The Venetian Resort, o mică Veneție în mijlocul deșertului din Nevada, înconjurat de niște canale cu apă pe care puteți face un tur romantic cu gondola alături de persoana iubită. Un alt loc pe care merită să-l vizitezi este High Roller, un carusel cu o înălțime de 160 de metri, unde pentru $35 o să ai la dispoziție 30 de minute ca să admiri orașul în toată splendoarea lui. Prin caz că vi se face foame, aveți în zonă o mulțime de localuri, printre care un local al celebrului bucătar Gordon Ramsay.
insulița se numește The Volcano și spectacolul acesta are loc cam la interval de câteva zeci de minute. O altă zonă mișto de vizitat aici în Las Vegas e New York Hotel. Practic un hotel cu tematica New Yorkului. Deci au făcut o replică a clădirii Empire State Building, au o replică și pentru Statuia Libertății și au replici pentru toate. Au o replică și pentru Brooklyn Bridge. Prima zi din tur a fost ceva mai scurtă, pentru că am început oficial turul seara după ora 8 și fiind puțin pe fugă am uitat să fac și partea de încheiere, ceea ce o să se mai întâmple pe parcurs. Dar dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi lași un like, să dai un share să vadă și prietenii tăi și să te abonezi la canal și să apăși clopoțelul dacă nu ai făcut-o deja. O să ne revedem în curând cu un nou episod în care o să-ți prezint obiectivele vizitate în a doua zi din tur. Până data viitoare, numai bine!